Domnul Iisus Hristos a pătimit în trup, nu pentru păcatul lui, ci pentru păcatul nostru, ca să-i pună capăt. Și a pus capăt vinovăției păcatului, pentru că în momentul în care afli și primești Iisus a murit și pentru mine și Duhul Sfânt aplică în viața ta Evanghelia, cugetul tău este curățit, nu mai ai vinovăție. Ești liber pentru prima dată. De asta creștinii vorbesc mult despre liber, cu deveni liber, cu a avut pace, cu a primi pentru prima dată în viața lui liniște lăuntrică. Că toate păcatele lui au fost șterse. Dar, el a sfârșit-o cu păcatul nu doar în ce privește vinovăția păcatului, ci și în ce privește puterea păcatului din viața noastră. Sunt foarte puțini creștini astăzi care mai cred că Iisus Hristos a venit să ne elibereze de păcat. Nu doar să ne ierte, să ne elibereze de păcat. Eu nu am spus, fiți atenți, eu nu am spus să scoată complet păcatul din viața noastră. Asta se întâmplă progresiv și definitiv, complet, deplin, se va întâmpla la venirea Domnului sau când trecem noi dincolo. Dar să ne elibereze de sub autoritatea, de sub puterea, de sub tirania, de sub dominația păcatului. Asta a venit să facă Hristos și face Domnul Iisus Hristos. Și noi trebuie să credem lucrul acesta, că El a realizat lucrul acesta. Observați că folosește un singular aici. A sfârșit-o cu păcatul. Nu zice cu păcatele. Noi facem păcate. Dar păcatul, adică principiul păcatului, adică forța păcatului din viața noastră, este distrusă prin lucrarea Domnului Iisus Hristos aplicată nouă. Da? Fiindcă am murit față de păcat împreună cu Domnul Iisus Hristos, Pavel concluzionează în Romani capitolul 6, suntem izbăviți de păcat. Izbăviți de păcat. El arată că există un conflict în noi, da? În Galateni, de exemplu, spune firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii, vorbește despre credincios, că numai credinciosul are Duhul, nu are necredinciosul Duhul. Dar zice, nu mai putem face tot ce voim. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus, Romani capitolul 8, versetul 1, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea sau de principiul păcatului, da? Și a morții.